Într-o zi ploioasă de octombrie, soarele a răsărit și pe strada Roșie al Balbaștrilor. Elevii lui Cristi Popovici au obținut sâmbătă a doua victorie din acest tur de campionat, învingându-i cu scorul de 3-1 pe cei de la CS Otopeni. Oaspeții au început bine jocul și în minutul 7 au avut prima șansă de a înscrie, însă șutul din 3 metri al lui Octavian Drăghici este reținut în doi timp de Vasile Prisacă. Primul gol al partidei este trecut însă în contul Roșie al Balbaștrilor. În minutul 15, golgheterul botoșănenilor Ionuț Matei reia din 6 metri o centrală a lui Bogdan Ghiceanu. După doar 10 minute, oaspeții restabilesc egalitatea pe tabela de marcaj. Mijlocașul de culoare al bucureștenilor a profitat de ieșirea neinspirată a lui Prisacă la o lovitură liberă și a înscris cu capul de la marginea careului mic.